Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit, ca de obicei, în ziua de marți la ora 19, să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Probabil ca și majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, sâmbătă a fost o zi importantă, pentru că pe 22 martie am avut campionatul, sau pot să zic, meciul anului în Republica Moldova, dintre Moldova și Franța. Ceea ce a însemnat că toți moldovenii, cel mai mult microbiști, eu fiind și eu o microbistă, suporterii și fanii selecționatei naționale a Republicii Moldova, au stat cu sufletul la gură și au urmărit meciul dintre Franța și Republica Moldova. După aceea a urmat meciul dintre Moldova și Turcia, care un pic ne-a întristat, dar eu consider că la fel ne-a ridicat un pic moralul. De ce? Pentru că într-o țară, în orice țară, este important ca sportul să fie la atenția atât a guvernanților, cât și a întregii societăți, pentru că sportul ne creează o sănătate mai bună. Și fotbalul, fiind regele sportului, întotdeauna trebuie să fie în prim plan. Eu m-am bucurat foarte mult de prestația lui Alexei Coșelev. Nu știu dacă același lucru o să-l spună și cei invitații din această seară, dar mie mi-a părut bine că noi am reușit să ridicăm moralul tuturor celor care iubesc sportul și vreau să înțeleg în această seară de ce la noi în Republica Moldova stăm un pic cam prost la capitolul dragostea față de fotbal și cum să facem ca în Republica Moldova să se lucreze mai mult atât din partea guvernului, cât și din partea Federației Moldovenești de Fotbal, la capitolul dezvoltarea fotbalului. Și vă prezint invitații din această seară. Anatol Teslev, campion european printre juniori. Bună seara și mulțumesc pentru că ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Anatol Doroș, fotbalist, ex-jucător. Bună seara. Și bună seara. Mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți să discutăm în această seară. Și Petru Efros, președintele clubului de fotbal Speranța Nispăreni. Bună seara. Bună seara. Am făcut așa o introducere mai feminină față de fotbalul Republica Moldova, dar aștept de la dumneavoastră niște declarații mai masculine. Ați făcut-o foarte bine. Da? Eu mi-am permis să organizez această emisiune pentru că în calitatea mea de jurnalist înțeleg că trebuie să lucrăm și noi la capitolul promovarea și dezvoltarea dragostei față de oricare dintre tipurile de sport, corect? Și aceasta ar fi un imbold, domnule Efros. Acest meci organizat, că încep cu dumneavoastră, pentru că... Vreau să vă zic mult mai mult, pentru că de jurnaliști depinde într-o măsură, eu zic 40-50% depinde de voi, pentru că cum voi promovați orice lucru depinde de noi, atunci noi ne rămâne numai să facem lucruri mai bune, pentru că promovarea e un factor. Eu zic că și la paragraful jurnaliști suntem foarte prost la jurnalismul sportiv, eu zic. Aha, atrag atenție. Adică nu avem, chiar avem puțin dacă avem. De aceea eu am zis că o fac. Nu știu cum o să interpreteze microbiștii și iubitorii de fotbal atitudinea mea în această emisiune, dar mă bucur foarte mult că am avut și în calitate de persoane care au acceptat să ne ofere interviuri, oameni care, cu care probabil trebuie să se mândrească Republica Moldova. Este vorba despre despre Dumitru Munteanu, care este liderul suporterilor din Republica Moldova. Este vorba de domnul Ciobanu, care este un antrenor de copii și, desigur, am cerut părerea Federației Moldovenești de Fotbal și am primit-o de la Dragoș Hâncu, care am să vă, mai târziu am să vă pun pe post. Așa, începem discuția. Domnul Teslev, vreau, pentru că, așa cum am menționat la început cu domnul Efros, noi nu prea atragem atenția asupra oamenilor cu care trebuie să ne mândrim. Vreau să știe, dragii mei telespectatori, că domnul Anatol Teslev, conform unui sondaj organizat de Presa Sportivă, face parte din cei mai buni 10 jucători din istoria fotbalului moldovenesc. Și cu această ocazie îmi pare nespus de bine că dumneavoastră astăzi ați venit la noi aici și ne mândrim foarte mult. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut. Cred că puțini la noi, Republica Moldova, sunt apreciați la justa valoare. Dumneavoastră ați făcut foarte multe lucruri frumoase și astăzi mă interesează, la nivelul la care sunteți dumneavoastră, ce părere aveți față de prestația selecționate și cum trebuie să vorbim noi acum despre ei? Da, cu regret, primele două meciuri nu ne-au bucurat. Rezultatele ne-au bucurat. Au fost momente mai bune, mai proaste, prezentările, dar totuși rezultatul depinde de rezultat depinde, deci. Și prestația jucătorului mai departe, și cum mergem, adică cum se dezvoltă fotbal.
până ce cam trist. Trist. Totuși suntem, după 2014, când a fost un eșec, da? Suntem în continuă... În continuă scădere. Coborâre, da? Într-o... Uh-huh. Din ce cauză? Din ce cauză? Au dispărut vedete în fotbal. Au dispărut vedete de valoare internațională, de valoare europeană. Au dispărut jucători care pot face față și rezista echipelor de top, cum ar fi Franța sau Turcia, se pune. Este bine sau nu că noi în preliminarele campionatului european din 2020 am început cu Franța? Pentru că am întâlnit, pentru noi a fost ca o lovitură. Bine, s-a jucat foarte bine pe PR, s-a ridicat foarte la un nivel înalt acest sentiment de patriotism și de dragoste față de fotbal. Este altceva. Dar e bine sau nu, după părerea dumneavoastră, că am primit lovitura aceasta de la cei mai buni? Un scor mai onorabil, bineînțeles că era cum tot mai bine. Golul nostru a fost... Da, ne-a dat puțin speranță, dar doilea meci cu Turcii, iarăși... A fost slab. Da, un eșec, un fiasco. Băieții erau obosiți? Băieții erau... Sau așa sunt pregătiți? Exact cum a fost... Nu, a fost obosiți. S-a văzut oboseală lor, pentru că foarte mare efort contra Franței. S-au sătuit să țină pasul cu... Deci toată energia mondiale a fost degajată, a fost cred oferită da, jocului din Franța-Moldova. Psihologic, da, și mental și psihologic și la capitolul pregătirea fizică. Cel mai mult, ce le lipsește jucătorilor? Pentru că am văzut că și în prima repriză cu Turcia și în a doua erau foarte pasivi. Ce, doar oboseala sau profesionalismul? Oboseala și... neîncredere în forțele proprii. Da, propriile forțe. Nu deci cred. Sunt prea tineri, prea avem nevoie de un rezultat pozitiv ca să... Avem nevoie de un antrenor, domnul Teslev. Avem un video de un om care poate să ia copiii ăștia să-i scoată în să aducă la nivelul respectiv. Nu avem valori. De unde vin aceste? De unde vin aceste valori, domnul Efrost? Cine creează? Domnul Teslev, nu vă zic, adică eu înțeleg dumneavoastră, e colaboratorul Federației Moldovenești și nu poate, el ar vrea multe să zic acum, că îl doare, eu văd, și îl respect foarte mult, pentru că știi mai multe decât, dar ce se întâmplă acum, bine, vă zic eu, un antrenor, iată și vă zic și dumneavoastră, poți tu să-ți permiți să joci un 4 cu doi fundași centrali în primul meci cu campionul mondial acasă? O să-ți permiți asta? E o greșeală. Și vă zic acum în dată ce se mai întâmplă. Reparând greșeala, băgând al treilea apărător, 4-1, noi jucăm un 1-1 cu Germania, cu campionul mondial acasă. Reparând o greșeală. Păi da, bine, nu mai zic că a plecat în Turcia și a jucat 4-3-3. Incredibil. Nu mai zic niște lucruri că numești fotbaliștii tăi jiguli public. Păi bine, dar cine ești tu dacă, în comparație cu Deschamps, cine ești tu, Spiridon? Păi tu nu ești zaporojeț, atunci ce se întâmplă? Dumneavoastră considerați că cea mai mare greșeală în aceste două meciuri a fost pe spatele antrenorului. Și el normal trebuie să cunoască, dar să nu dăm fotbaliști. Bine, și fotbaliștii au lucrurile, au și... Dar cum poți când cel care te pregătește de meci te înjosește, public, vă dați seama cum deci puteau să plece în Turcia. Deci nu v-a plăcut că dumnealui la final, da, de meci, sau în toate interviurile, la public, presă, la conferința de presă, anumit, a spus, ne-a făcut pe noi ce a făcut. Jiguli și Ferrari, da? Uitați-vă, a făcut vă dați seama. Bine, păi atunci cine e el comparativ cu antrenorul Franței? Deci, cum poți, incredibil ce zice, cum poți tu să bagi în vestiar înainte meciului cu Turcia, să te duci cu băieții ăștia în Turcia, contra lor, ce să-i spui? Păi le-a spus că ei sunt nimic, sunt nimici. Cum tu poți să intri în fața lor, ce să le zici, cum să-i motivezi? În cazul acesta, cum sunt motivați? Domnul Doroș, cum sunt motivați băieții noștri? Vreau încă o dată să încep de la început. Deci, cu mare respect, am ascultat opinia lui domnul Tesef și domnul Efros. Pentru că dumnealor tot au viziunea lor care trebuie respectată. Dar vreau să vă spun, deci, opinia mea pur personală, dacă m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră. Vreau să vă spun, deci, în felul următor, succint, dar pătrunzător pentru toți microbiștii și pentru toată lumea fotbalului care
Vă spun eu, sunt dezamăgiți toți, dar dacă m-ați întrebat dumneavoastră pe mine, trebuie să mă expun. Da. Este, eu cred că problema cea mai mare de unde să începem, păi vă zic așa, eu pur personal, anume ceea ce se întâmplă acum la ziua de astăzi. Deci să nu începem ce a fost cu 5-10 ani în urmă, ce va fi mai departe. Dar oricum se trage care, probabil niște... De proiectele care se implementează, care încerc să se implementeze, deci în fotbal. Eu cred că cea mai mare problemă este materia primă. Dar materia primă în caz dat sunt jucătorii. Deci dați să vă spun eu ceea ce cred eu, pentru că uitați-vă. Deci să iai pe fiecare post. Deci, la ziua de astăzi, e clar că foarte mult se contează pentru, o să vă spun, pe aspectul fizic. Deci, cine mai bine se mișcă pe teren, cine se deplasează. Eu cred că la noi, în compartimentul ce ține de fiecare jucător aparte, pentru maestria lui care o are, deci noi cedăm cu foarte, foarte mult, foarte, foarte mult avans avem, dar în descensiune. Deci să luăm fiecare jucător aparte, deci în cazul dat suntem cu Franța, suntem cu Turcia, deci ei, nu 11, dar 20, 30 care sunt convocați la națională, deci ei joacă în campionate puternice. Deci dați noi mai întâi, deci nu vreau pe nimeni să ofensez din colegii mei că am jucat și eu fotbal, dar eu întotdeauna când jucam fotbal și acum trebuie să căutăm, să căutăm problema noi. Pentru că problema în jucători, deci eu cred că noi puțin muncim jucătorii de fotbal. De ce nu? Mulți dau întrebare, de ce nu ajung în campionat străini? Păi bine, acolo nimeni nu te refuză, nu te respinge. Acolo așteaptă întotdeauna. Au nevoie de jucători buni. Dar, bine, cum a spus domnul Efros, am spus, trebuie respectat opinia. Domnul s-a expus așa cum este. Da, deci, bine, părerea mea, să aducem la națională alt antrenor sau să fie a doilea, a treia, sau să rămâi chiar domnul Spiridon, cum este la zi. Dar problema e într-aceea că cum nu ai schimbat toți jucătorii, deci nu ai de unde alege, tot ăștia rămân la deci, ziua de azi. Plus, da, minus, urmă, poți schimbi 3-5 jucători. Nu avem de unde, dar toți văd care se pricep în fost, uite, deci noi sunt... Toată lumea sunt ascensiuni în fotbal, numai nu noi. Aici sunt mai multe probleme care nu vreau, da, vreau să menționați. Chiar astăzi o să discutăm despre aceste probleme, dar vreau acum, dacă tot vorbim așa despre atitudine și despre ceea ce se întâmplă în federație și în fotbal, primul video vreau la o regie să-l pună. Ce e părerea domnului Dragoș Hâncu despre prestație? Da, Dragoș Hâncu, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal, a vorbit despre cum a fost Dragoș Hâncu, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal, vorbește despre cum. Nu știu dacă ar fi corect să fim critici față de selecționată, pentru că au înfruntat cei mai buni fotbaliști din lume la moment. Fredor și poate a contat susținerea suporterilor moldoveni care le-au dat încredere fotbaliștilor noștri, fiind mai insistent, am și marcat, ceea ce este iarăși foarte important pentru psihologia fotbaliștilor și întregii naționale. Și de altă parte avem meciul din Turcia, din depăsare cu naționala turcă, cu naționala foarte bună, cu ei jucători foarte buni și vreau să vă spun că asistând la acest meci, cu siguranță pot să vă spun că a fost un meci complicat și din punct de vedere psihologic. Pentru că am avut un stadion arhiplin, suporterii turci cred că sunt cei mai înflăcărați suporteri pe care am văzut vreodată. A fost o gălăgie, a fost o presiune psihologică, chiar vreau să vă spun, destul de mare asupra fotbaliștilor noștri. La orice posesie a balonului am fost fluierați și uierați, ceea ce fără doar și poate și-a pus amprenta asupra fotbaliștilor. Dar dincolo de toate trebuie să recunoaștem că traversăm nu cea mai bună perioadă acum pentru națională. Trebuie să fim obiectivi și să ne uităm la lucruri și prin prisma acelui fapt că acum trecem într-un fel sau altul printr-un schimb de generații. Mai mulți lideri ai naționale din ultimii ani nu au fost prezenți în teren, cum este Alexandru Gațcan, Alexandru Iepureanu, care de fapt sunt piloni, cei prin care se construia jocul, cei care puteau la un moment dat chiar și mobiliza echipa, au puteau motiva. Și din păcate, la acest moment nu este un lider înselecționat, unul pronunțat, care se poate să ia asupra lui această greutate a unui lider care se poate porni selecționat. Revenim în studio. Deci avem părerea domnului Hâncu și vorbește dumnealui despre faptul că schimbul de generație este un motiv
care ne lasă fără fotbaliști și că nu este un lider în selecționată și nu poate fi coagulată această echipă. Domnul Tesler, dumneavoastră, cum vedeți aceste două aspecte? Cel puțin ce se petrece în teren, nu se vede un lider, nu se vede un om care ar conduce echipa, care ar lua asupra lui responsabilitatea de a... Deci sunteți de acord că liderul lipsește? Nu este. Da, de acord, absolut de acord. Schimbul de generații și lipsa celor eroi care ar putea să... poate fi motiv că noi am jucat rău sau acesta poate fi doar rușinea noastră că noi nu am reușit să-i pregătim și nu am reușit să colaborăm cu guvernul, nu am reușit să facem niște schimbări, nu am reușit să construim stadioane, nu am reușit să dezvoltăm fotbalul. Ne-ați luat vorba din da. Da. N-am pregătit jucătorul. Ce înseamnă că, da, s-a traumat un jucător sau indisponibil pentru un meci? Înseamnă că... Vorbiți despre Iepureanu, că lipsa lui și în toate comunicatele și în toate analizele se spune că, vai, noi nu-l avem Iepureanu și asta este... Dar unde cei tineri din spate care au șansa de pildă să confirme, să... Da, randament? Ce-am făcut toți anii ăștia? De ce n-am pregătit? Cum vedeți? Care ar fi un mecanism propus ca politică de guvern de stat ca să putem redresa această situație? Vreau să ajung la aceea că noi ne lipsește ceva foarte important. Nu, ne lipsește ceva ce a fost de mult, de mult. Și nu trebuie să inventăm nimic absolut. Se numesc ele academii sau școli de fotbal, cum vreți să numiți. Cândva a funcționat foarte bine, foarte bine funcționat internatul sportiv care e situat pe strada Hristo Botev, la care a fost educat și colegul Anatol Doroș și mulți alții. Lista e foarte, foarte mare. Dacă noi adunăm cel mai bun jucător în toată Moldova, nu le creăm condiții lor. Ce s-a întâmplat? Internatul a pierdut ce, din profesori, din legături? Legături, profesori, condiții. Mai înseamnă că până la urmă, din câte dumneavoastră îmi spuneți și toți cei care, pe care eu am discutat cu ei, statul a fost necesar ca să introducă niște mecanisme, niște procedei de a dezvolta mai profund fotbalul. Da, am vorbit că trebuie să implice statul, în primul rând, guvernul, Ministerul Învățământului, Ministerul Sportului, Federația Moldovenească de Fotbal este la dispoziție, disponibil, poftim, împreună să ne adunăm și să rezolvăm, să ieșim din impasul ăsta, pentru că e o rușine. Domnule Frost, domnul Ciobanu a menționat că un moment important ar fi acum ca să introducem o oră de fotbal în orarul copiilor la școală. Cum vedeți aceasta? Nu m-am gândit la această situație, dar l-am auzit pe domnul Anatol. Uitați-vă, domnul Anatol, avem infrastructură, una din cea mai bune, nivel de bază sportive la Șerif. Spuneți-mi dumneavoastră, câți fotbaliști trec prin școala Șerif și spuneți-mi dumneavoastră, când ultima dată a jucat un fotbalist din școala Șerif pentru Naționala Moldovei? Să-mi ziceți. Păi asta ce zici? Ne contrazice și iarăși pe noi. Că poți să ai foarte multe școli sportive, dar ceva nu se primește la mod, la dezvoltare educațională ca personalitate. Eu zic aici. Pentru că la Șerif sunt fotbaliști micuți. Tineri fotbaliști sunt, dar nu se ajunge până acolo, până unde trebuie să ajungă. Undeva este un declin, undeva se rupe ceva. De ce? Asta e o altă situație. Părerea mea e că noi trebuie să avem antrenorul care primește licența de antrenor junior, trebuie neapărat să facă studii pedagogice. Neapărat. Prima ce trebuie să aibă studii pedagogice. Pentru că fiind un pedagog, tu aduci copiii la școală, știi cum să te apropii de ei. Tata când îți aduci copilul și copilul doar la prima, când dă prima dată pe minge, el nu e îndrăgostit în fotbal. El vine că vede fotbal, nu a venit. Și se îndrăgostește în antrenor, că el are abilități normale de om care poate educa un copil care și el nu mai vrea să ducă, el vine. Nu, când antrenorul, în caz contrar, când antrenorul e dur cu copii, copilul umblă 2-3 zile și pleacă, îți duce, tăticu, eu vreau la haltere, vreau la altă probă sportivă. E un lucru foarte, foarte important. Ceea ce noi nu avem, trebuie să căutăm jos, unde începem. Pentru că la națională ajung oricum de jos, jucători. De jos, nu, eu, de pildă, nu, uitați-vă, și am făcut o comparație, că n-am avut generație.
Haideți să facem o generație. Când, în timpurile bune, noi am avut fotbaliști, doi fotbaliști în campionatul Italiei. Unul joacă meci de meci. Noi n-am avut. Noi am avut fotbaliști în campionatul Olandiei. Noi nu am avut. Acum aveți în campionatul Rusiei. Bine, nu e ok acum cu Epureanu, și punem mâinile pe piept. Oricum trebuie să găsim. Aici nu e că e vinovat unul Spiridonu, e vinovat unul Efrosu, e vinovat unul Doroș, Tesla. Nu. Aici trebuie căutat, eu zic, trebuie de căutat la nivel de juniorat, la început de fotbal. Și noi nu avem, cu regret, juniorii care ajung la națională de 17 ani. Uitați ce a spus Burleanu acum, perzind două meciuri cu Under 19, Under 17, 5-0 și 5-0, ori 5-1. Ce a zis? Avem puțini meciuri în picioare până ajungem. Trebuie să facem mai multe. Mai mult. Noi. Clar că aici nu ne face guvernul lucrurile astea. Federația Moldovenească de Fotbal trebuie să găsească turneile astea internaționale pentru juniorii 12-14 și să-i trimate. Tu ca președinte de club orice să plătești mașinuța, i-a șes și duci la turnee. Pentru că când ajunge el să joace cu Naționala Italiei, el trebuie să aibă meciuri cu italienii înainte. Naționala trebuie să joace de la 14 ani să plece în afară. Avem nevoie de jocuri internaționale la vârste mai înaintate. Nu zic 12, dar să începem la 14. Și multe, multe. Trebuie să ai în an, dacă te duci la națională, trebuie să ai jucate în jur de 25-35 de meciuri pe an ca să reprezinți o țară în cupele europene, în campionatul european de juniori. Sunt multe, multe. Acum poți să bați. Da, eu m-am legat de Spiridonul de aia că el a făcut-o prost. A greșit, ori n-a greșit. El pur și simplu nu avea dreptul public să scoată ceea ce e acolo în vestiar. Și a doua dată cu Turcia iarăși a zis că bă, primiți cum vreți, eu am făcut totul pentru ca echipa să joace bine. Iar asta chiar m-a supărat. La conferința de presă. La ultima, așa a spus. A dat-o în gard prima dată cu Jiguliu, acum a doua oară aceeași. Și s-a certat cu un reprezentant de presă din Republica Moldova. Și n-am văzut. Și uitați-vă, orgoliul meu personal e presus de ceea ce facem noi în fotbal. Atunci eu nu am ce căuta în fotbal, trebuie să-mi iau geanta și să plec. Asta eu am vrut să zic. Nu că el e rău antrenor. Nu. Noi, cum este? Noi, unul e mai bun, altul e mai rău. Să vedem ce zice domnul Câncu vis-a-vis de contractul pe care l-a încheiat și dacă va fi sancționat sau nu după aceste meciuri Spiridon. Vă rog frumos, Câncu, despre antrenorul Alexandru Spiridon. Bine, anumite considerente, antrenamentele astăzi au devenit mult mai ușoare pentru... Deocamdată situația este de următorul caracter, că avem contract cu domnul Spiridon până la sfârșitul acestei campanii preliminare. Da, rezultatele nu sunt îmbucurătoare, dar probabil că nu este doar vina antrenorului, pentru că eu din ce văd și cât interacționez cu selecționata, văd că el face maxim din ce ar putea face. Aș fi vrut totuși să această povară să o mai ia și fotbaliștii asupra lor, pentru că de obicei se dă în antrenor, de obicei se dă în federație și nici de cum în fotbaliști. Eu nu am un mesaj care ar blama fotbaliștii, dar totodată aș fi vrut mai multă dăruire în teren. Revenim în studio și vreau să-l întreb pe domnul Doroș ce înseamnă mai multă dăruire, cât poți să oferi dăruire și dacă jucătorii au fost de vină. Uitați-vă, deci e bine spus că să te dărui pe teren, pentru că numai venind la națională nu e altă șansă, pentru că acolo trebuie să dai totul la maximum ce ai. Dar uitați-vă care e, cred că tot este o problemă. S-a discutat iar acum seara, domnule Vroș, domnul. Este v-a spus, pentru că uitați-vă, da, bine... Se dărui tot la maxim, se vii la național, trebuie să-i doi tot, deci asta joci pentru țară. Dar este problema aceea, uitați-vă lotul, vă rog, dacă nu mă înălăveți aici emisiune, lotul, uitați-vă care sunt convocați. Dar noi avem doar câțiva jucători care evoluează peste hotare. Deci, cum a spus și domnul Efros, Ioniță, el evoluează deci, într-un campionat puternic. Deci, cum să vă spun, joacă cu acești jucători, de exemplu, din nivelul care e echipa Franței, echipa Turciei, echipa Islandiei, care mai avem în grupă. Deci, pentru el, eu așa cred că este un meci, jucând împotriva Franței, împotriva Turciei, deci nu este ca un meci stresant, pentru că el zi de zi joacă la nivelul ăsta.
Dacă toți jucătorii care îi avem la națională, care sunt candidați la echipa națională, ar evolua în campionate puternice, ar juca meciuri în picioare, adică da, meciuri, cum să spun eu, meciuri internaționale, meciuri de la nivel de top, atunci când joci împotriva la aceste țări, la aceste echipe, deci tu nu mai ești stresat că joci împotriva Franței, gata, adică cum să vă spun eu, adică ar fi ceva normal, atunci dai și rezultate. Dar noi aici ne stupăm. În meciul cu Turcia, chiar comentatorii, și am schimbat postul de televiziune, se aud și diferiți comentatori, și din Rusia, și din alte. Iată, jucătorii noștri, când spunem că nu s-au dăruit, ei chiar se dăruiau, dar dacă nu știi, vii cu balonul, da, pe terenul adversarului, și nu știi să dai nu pasa, și nu ai pe colectiv. Cineva în jurul tău. Nu s-a deci lucrat nu la pressing colectiv. Pressing colectiv, fiecare îl făcea separat. Ei jucau separat, ei nu lucrau în echipă. Credeți-mă că nu este așa jucător la națională sau antrenor care să vii la național, spui eu nu vreau să câștig. Nu este așa cineva. Eu sunt sigur că toți băieții se dau la maxim, că nu pot mai mult, din păcate. Nu asta, pot, el nu știa pot cum să mult. Facă acel joc ca nu să poată să... Pentru că ei trebuie, e nevoie să fie compatibili unul cu altul, trebuie selectați așa și trebuie să lucreze, să funcționeze mecanismul. Și folosul tău acolo ăsta, tu faci pressing și celălalt nu intră în pressing, nu te susține. Doilea jucător vine și pasează unul între ei. Da. Tu poți să fugi de la unul la altul, două și bun, gata. Dumneavoastră vă percepți în fotbal și știți că fiecare jucător deci are nivelul lui, cum să spun, de maestrie, înțelegeți. Dacă de la dânsul cer, este de la un joc tactic, mai mult. Este un joc tactic și care dacă îl îndeplinești, de-aia antrenorul, el selectează jucătorii care îl ascultă pe el. Ăsta mă ascultă, Doroș îl iau că îndeplinește. Ăsta e mai bun ca Doroș, dar nu-l iau până nu mă aude ce vreau eu. Asta e. Noi, voi vorbiți despre fotbal, e ok, dar eu bine, zic, uitându-mă așa la niște lucruri. Toți da. Jucători, nu vorbim de meciurile astea două, da. Dar s-au făcut într-adevăr multe greșeli, de ce ei și-am pierdut? Multe, să le ai, sunt lanț. Dar spuneți dumneavoastră, dar... Nu poți pe nimeni să remarci în afară de coșile cât de cât a fost cum la nivelul de națională. Bine, adică cam spun, toți au... Păi corect, dar uite, cam toți meci, mai primul jos, meci, de nivel. Primul meci, uitați-vă ce se face. Tu, având un fotbalist cel mai în vogă, mijlocaș azi de la națională, Ionița. Carp, și îl iei și îl scoți din mijlocul terenului și faci o gaură, și îl pui altul, care e mai slab, că îl pui pe ăsta și slăbești și fundul. Și linia, pentru că el nu este apărător central. E o greșeală enorm de mare. Pentru fotbalul nostru e enorm de mare. Înțelegeți? El s-au făcut niște greșeli. Da, eu cred, putea să fiu eu, tu, oricine, domn, putea să fie, oricine nu era, putea să facă aceleași greșeli. Pur și simplu se zice, am greșit, iată asta faci și mai departe nu mergem pe asta. Domn Petru, am întrebare. Și când joci cu trei centrali și ai două bănduțe care se mișcă și ai în centrul terenului patru jucători, tu ai mai puține șanse de a primi acest gol. Și ai și l-ai pe Ambros, care stătea pe scaun, care e în vogă, acel care poate pleca și da goluri, a demonstrat un campionat, pe contraatac, nu pe control balonului. Iată unde noi am pierdut. L-am avut pe Damașcan, extrema dreaptă. Am văzut că a intrat Damașcan și ceva s-a schimbat. A intrat Andrus, ceva s-a... De ce n-am făcut lucrurile astea de la început? A, nu avem fundaș central. Dar vă zic eu unde îl avem. Îl avem pe Ștefan Efros, care astăzi e capitanul Speranței, e pe locul 4 și tire toată echipa asta din spate. Și un mijlocaș central e mai bun ca Razganiuc de la Șerif, care noi am jucat cu el. Ăsta stă pe scaun. Spală mandarine, curăță mandarine și ăsta nu-i ți-a dă o șansă. Bine, deci nu-i dai o șansă. Acel Graur, cine nu joacă extrema dreaptă, care fuge, are viteză, e un fotbalist foarte bun, tânăr. De ce jucăm cu Jardin pe extrema dreaptă? Care nu are control, nu are viteză, nu are... El e businessman la momentul actual. Înțelegi? Sunt niște lucruri care... Orică el nu se consultă cu nimeni, nu vede niște lucruri. Noi trebuie să vedem lucrurile așa cum... Și dacă eu nu o să le zic, credeți-mă, voi nimeni nu o să le ziceți, pentru că voi așa, le ziceți așa, să nu vă atingă nimeni, să fiți în ok cu toată lumea, eu nu mai vreau să fiu cu toată lumea ok, eu vreau ca fotbalul nostru să fie ok, asta e eu. Și dacă noi o să vorbim mai mult de lucrurile reale, dar concrete, v-am dat exemplu, de ce am pierdut primul meci, am luat 3 în prima repriză, mi-era frică că o să luăm 25, sincer, când am punea mânele așa și zic, Doamne, nu mai mult de 5 astăzi, să nu fie rușine. A reglat cine a dat prea mare diferență de clasă. Prea mare diferență de clasă. Pentru că emisiunea noastră, da, clasa noastră este nu este de o oră sau de două ore. Vreau aici să fac o pauză și să vorbesc despre coșele. Că acele 25 care dumneavoastră ziceți și eu stăteam așa cu mâinile, ziceam numai nu 8. Coșele a salvat selecționata cu 3 goluri, da? Ne-a spuneați că el a reușit să prindă atâtea situații și a reușit să facă... Mai ales cu Turcia. Da, cu Turcia nu mai vorbesc, iată și emoții.
poțiam și pixul l-am scăpat jos. Dar vreau să spun pentru telespectatorii noștri, pentru că Alexei Coșele probabil va pleca în de curând, da? De el ce nu să plece? El, da, dumneavoastră confundați națională. Nu, vorbesc din general, în general nu o să mai participe. Dacă. De ce? Vă zic, în presă, deja este în presa internațională scris că a intrat în lista celor mai buni portari europene a echipelor naționale, da. Și este pe locul 61 printre jucătorii tuturor selecționatelor europene. Și din poziția 294, după meciul cu Franța, s-a urcat pe poziția 121, iar după meciul cu Turcia s-a urcat poziția 61. Și de ce o să plece? El e naționalist? Eu înțeleg, dar nu cred că va putea după aceea să-l chemăm. Nu. Că lor va deveni... Nu, asta ceva confundat. Nu, dacă ai jucat la naționala Moldovei, nu mai joacă la... Nu mai poți mai joci gata la niciun național. Dar oricum, părerea mea este că Coșelev ar trebui să fie premiat de către președintele țării, de către prim-ministrul țării, pentru că așa s-a întâmplat cu portarul din Rusia, când acesta a jucat foarte bine. Și ca să-l ridicăm un pic... Nu e normal să primi, să faci pe un jucător primind 4-4. Nu e normal. Nu e normal? Chiar dacă a jucat așa de bine? Ori le dai la toți, ori nu dai la nimic. El și-a făcut treaba. Dar trebuie cumva remarcat, nu? Se remarcă, băi, uitați-vă, el din poziția 294, cum a zis, a venit pe 61. E moralul lui, el are club. El în club la el, nu știu de câte ori a fost în selecționata simbolică a etapei. El e destul de ok, uitați, el și-a revenit din campionatul Moldovei, prin campionatul României, a venit în Olanda și e cotat foarte bine. Aici crește cota lui. Valoric, plecând la alt club, el nu avea un contract, să zicem, de 5.000 de euro. Și ce face? Și ne face pe noi să nu mai avem așa ca un Coșelev, cum a spus, cu această valoare? Și vreau să pun, mă scuzați, vreau să pun materialul video de unde vine această performanță și acest profesionalism la Coșelev. Și am aflat-o aceasta de la antrenorul dumnealui, de la persoana care l-a învățat și vă rog frumos să puneți materialul video cu antrenorul Ciobanu. Să vedem ce spune despre Coșelev. Alexei Caș Coșelev este un copil foarte bine crescut, un copil cu reale abilități fotbalistice, un copil cu care am avut plăcere să lucrez la vârstă de 16-17 ani, perioada când era nevoie de a fi perfecționată maestria dânsului, avem calitățile reale, calități care are, dar și cum se cădenea și devotamentul, curajul și tupeul de a deveni fotbalist. Trebuie să știe toată lumea și cred că lucrul ăsta nu este mare secret, că Alexei Coșelev este ficiorul lui Vasile Coșelev, portar de performanță, tatăl, secretul, da? Da, într-un fel, tatăl căruia a contribuit foarte, foarte mult la creșterea ca lui Alexei ca fotbalist. Eu trebuia să lucrez, mi-era foarte simplu, foarte interesant să lucrez cu el, pentru că nici într-un moment nu era vorba de motivație. Era permanent atent la orice indicație, era permanent concentrat la ceea ce este făcut, dar și într-un fel îmi ajuta, pentru că motiva restul, disciplina restul copiilor și învățau ei de la dânsul în timpul antrenamentului. Iar Alexei Coșelev, prin realele calități le are, prin atitudine care are, fiind jucător titular la o echipă olandeză, la o echipă dintr-un fotbal serios din Europa, zic că are toate șansele să ne încânte, să ne bucure, să ne ajute să facem performanță la echipa națională, dar și sper că în personal să avanseze într-o echipă olandeză de top, dar și într-un campionat european unde este locul. Am revenit în studio și vreau totuși să ne spuneți care au fost greșelile Federației de Fotbal Moldovenești din Republica Moldova și de ce până în ziua de astăzi nu avem niște antrenori achiziționați de un alt nivel, de exemplu... Nu, este tare financiară, Margherita. Nu poți să aduci antrenori în afară, atunci trebuie să achizi foarte mari bani. Eu am mai vorbit cu cineva la Federație, posibil, cred că și cu Pavel, și am zis, până nu ajungem să punem un salariu minim antrenorului junior, minimum să fie 6.000-7.000 de lei, el trebuie să aibă un salariu să gândească care de educat copii, dar să nu primească 1.000-2.000 de lei, nu face nimic. Dar care e salariul acum, mă scuzați, dacă e bine, nu e ceva, e mic.
Și pentru asta închipuiți-vă, ai familia acasă și tu ai 2-3 mii de lei și să fii bolnav de fotbal. Dar sunt și de aștia sărmani. Sunt păliți de fotbal. Asta e boală. Fotbalul e ca ceva, ca un drog. E, dacă te îmbolnăvești, deja duci banii și de acasă. Da, care, și tot îți pare că mâine să fie mai bine. Dar mâine ăla nu vine la noi. Asta e toată treaba. Că facem toți împreună, peste unul face bine, cinci fac rău. Mai găsește unul prost, mai face bine. Alții cinci fac rău și nu sunt, știți cum, minusuri mai multe decât plusuri. Acum ce pot să zic, Federația Moldovenească de Fotbal a făcut foarte multe lucruri. Acum uitați unde se antrenează echipele. Avem terenuri aceale, avem apă caldă, suntem, să zicem, în rând cu toată Europa. Nu poți acum să zici că chiar așa de prost la paragraful ăsta. Dar cum zice domnul Tese, nu mai sunt așa videte, nu este. De ce nu se primește? Nu știu. Nu, chiar am zis. Părerea mea e că antrenorii de juniori, uitați-vă cât a mai fost în viață domnul care l-a făcut pe Pureanu, pe pleada asta franțuz, Yesen, da? Da. Câți fotbaliști aducea la fiecare generație? Haideți să zicem, antrenorii cei care au fost înainte aduceau generații și iar remar domnul Antol, antrenorul doar îi aducea. De ce nu ieșeau cei fotbaliști la alți antrenori? De ce anume la ăsta? De ce anume la Blagodarov care a plecat în Canada? De ce anume la Ciubais mai era un antrenor care a crescut generații? De ce? Vă întreb. Pentru că toată treaba și noi nu trebuie să o căutăm în talente. Talente să nasc în toată ziua Republica Moldova. Dar trebuie să lucrezi cu ele, să fii fanatic. Dacă omul ăsta, dacă ne aducem aminte de testă, ăsta nu dormea noapte, aducea echipa, dacă îi dădeai la 6 veneau jucători, el chema la 6 dimineața să joace, stea cu ei să se joace, juca cu el la 71. La 72 de ani, 73 și-a făcut operație de menisc. Vă dați seama cum să iubești proba asta sportivă. Noi vorbim, nu avem antrenori de juniori. Asta e cea mai mare, aici trebuie să punctăm, aici trebuie să băgăm banii, iată aici, îi băgăm. Și atunci vor veni și copiii talentați. Să vii produsul ca să vină, ca să-l ai copt, asta da, trebuie să crească corect, deci să margă evoluția corect, cum am spus, de la copii, la juniori și atunci tot treptat. Deci noi nu putem, cum se spune, să venim la național, să vedem fotbal frumos, dacă la noi e bolnav de mai jos. Deci e bolnav că nu ies, cum am spus, nu ies talente, da, într-adevăr. Te duci la antrenor de copii, nu-i bine să dăm nume, bine, am ăla e talentat. Dar bine când ajunge la o vârstă de asta, gata. Păi bine, el se naște talent, dar cum tot spun că talentul e atâta, dar restul e munca. Deci munca înseamnă că nu a fost pune spărit, că el să ajungă vedetă. Ajunge undeva și se stinge, gata. Pe mine mă doare foarte mult asta. De ce se întâmplă? A dispărut fotbalul din pe stradă, din curtea școlii. Când noi, mă susțin pe mine când vara, toată ziua, fotbal. Bătai nu fotbal, de tata lui acasă că vineai târziu, nu-i mâncat, da, nimic, transpirat. Da, jucai fotbal, te mișcai, alte probe, n-ai reportaj, dar te mișcai tot. Acum ce se întâmplă? Gadgetul în mâine și într-o oră jumate nu poți face fotbalist din unul. Dacă el încă nu face... Și asta e o părere. Da, dacă el nu face încă adăugător fotbal, ce se spunea? Mișcare. Uh-huh. Vă zic de ce, domnul Yesen, și am făcut analiză și eu, au avut rezultate. El venea la ora 6 dimineață la Zimbru, la bază, și zicea, băieți, eu o să stau toată ziua aici. Cine vrea veniți, dar avea după masă, bineînțeles, antrenament avea. Și ce se întâmpla? Același Pureanu, Sasha. Mai mulți jucători mai făceau de la lecții, de la ore, și veneau la fotbal, făceau fotbal. Și el tot în fiecare zi, deci o oră jumătate. Deci revenim la ideea că sunt necesare academiile de fotbal, da, care zilnic... Două antrenamente pe zi. Lucrează și doar merg la ore, un pic să fac ore, mănâncă și sunt verificat și sănătatea, stare de sănătate. Dedicat fotbalului, dedicat totalmente fotbalului. O esență la dumnealui foarte profundă și adâncă, adică cum să vă spun eu, că să duci copilul la antrenament, asta e puțin, el trebuie, cum să spun, el să nu stai cu telefonul în mână și cu PlayStation sau cu ce, dar cum
este undeva pe rețele de socializare, este o chestie, așa e puțin comic, dar asta este. Că înainte, adică cu mulți ani în urmă, când dumnealor erau, adică tineri, cum era? Că părinții îi băteau, veniți acasă, dar nu-i puteau lua de la terenul de fotbal. Dar acum îi bat pe copii și îi înjură, mergeți, vă rog, afară, măcar să alergați, respirați aer curat. Dar afară n-ai unde. Dar afară n-ai tot n-ai unde. Neapărat, adică suntem pe final de emisiune și vreau foarte mult și telespectatorii mei să audă părerea lui Dumitru Muntean, este liderul suporterilor și cum au simțit ei prestația selecționată și ce spun ei despre energia care este pe stadion și în momentul jocului. Vă rog frumos! Eu sunt lider și fondatorul galeriei din 2008. Noi avem o gașcă de persoane, practic, care până la 500 de oameni, cât mai mult. Noi am jucat cu francezii fotbal, noi am câștigat 7-3, din păcate, selecționata noastră a pierdut. Însă asta este o cultură pe care noi încercăm să o educăm, încercăm să facem și pe viitor, să vină cât mai multă lume. Noi participăm la campionate neoficiale europene, deci chiar și am luat locul 3, cu Moldova în 2012, dacă nu greșesc, noi organizăm acțiuni de binefacere împreună cu fanii. Adică noi dăm un exemplu pentru alte segmente al societății, că fanii sunt ca un exemplu, da? Pentru că să fii fan, să iubești țara, asta este într-adevăr, tu îți iubești țara prin scândări, prin aceeași coreografie care oamenii desenează, cântă imnul. Eu, de fapt, niciodată, chiar și meci cu Franța, nu l-am privit. Eu l-am privit de acasă. Când pentru cineva, nu știu, era chestia să se vadă pe Mbappé sau pe alte vedete ale fotbalului mondial, pentru mine asta nu conta. Pentru că pentru noi o leacă contează cum arată sectorul, fanii, cum cântă după meci. Am făcut un afterparty cu francezii. Deci cam rolul ăsta e cultura fanilor. Federația de fotbal are și ea rolul ei în scăderea profesionalismului? Eu cred că ei trebuie să muncească mult mai mult și vreau să spun că trebuie să dea șansă la mulți tineri, copii, adică care nu au relații, pentru că nu vreau să menționez cuvântul ăsta de comatrism, dar el persistă la toate domeniile la noi. Și ce încă considerați că îi lipsește fotbalului moldovenesc? Lipsește multe lucruri. Eu am menționat de multe ori, noi trebuie să lucrăm cu diaspora noastră, trebuie să creăm o echipă de scouți care o scaute tineri jucători, pentru că noi avem foarte multă lume care a plecat acolo și s-a adaptat. Noi pierdem psihologic, noi pierdem fizic, noi divizia națională e foarte slabă și asta într-adevăr așa și este. Recunosc și jucătorii, recunosc și trebuie conducerea federației să investească mai mulți bani, pentru că alte investiții... alt obiectiv decât investiții în fotbal, să lucreze cu tineri, pentru că noi avem tineri fotbaliști destul de mult și la noi, în țara noastră, lumea iubește fotbal. Revenim în studio și avem o altă părere. Domnule Efros, avem cumătrism sau nu în fotbal? E plin. Nu mai cumătrim în fotbal. E adevărat. Deci cum? Este un element acesta negativ pentru formarea profesională. Noi zicem cumătrism, dar este o simpatie. Dacă eu am o simpatie de Anatoliu, să joace la mine Anatoliu. Eu cu domnul Tesla nu joc. Că nu-mi place. Că l-am pe... Da, este așa ceva. Este. Nu pot să zic că e la antrenorul. Nu pot să-l învinuiesc de ceea ce nu știu și nu cunosc. Dar că nu-i trage atenție să-i zicem la același Belaus de la șerif, bandă dreaptă. Jucător și nici măcar la Național Under-21, care îl văd eu un meci și joacă două reprize contra Speranței în prima etapă și nu-l ia, nu te uiți la Efros, capitanul formației care joacă pentru Speranța și echipă, el e nucleul echipei, creierul echipei și tu nu poți să tragi atenție, e nevoie să te implici mai multe lucruri. O să vă zic încă un lucru, cum nu să-l numești pe asta dacă Sandu de la Speranța nu a fost pus nici în 18 după ce am dat eu declarațiile, n-a fost pus în 18. Atunci despre ce noi vorbim? Am înțeles. Domnul Doru și dumneavoastră, foarte succint, cum vedeți mai departe în celelalte meciuri, cum o să evolueze selecționată? A rămas numai să sperăm și să tind de la ce că o să vină rezultatele, dar vă rog toți microbiști, toată lumea fotbalului, adică în momentele astea grele prin care treci fotbalul moldovenesc, prin care treci și național, să vinim să susținem în momentele astea grele, că când o să vină rezultate, atunci noi să înseamnă că suntem falși față de fotbal, că când a fost mai greu, nu am susținut, dacă ne ușor, noi suntem cu ei. Că
Credeți că toate țările evoluează în fotbal? Și eu știu ca să vii precis și ziua și momentul când și Republica Moldova ca țară fotbalistică o să plece în sus, o să progreseze. Eu într-o asta sunt ferm convins. Și după, domnul Tesev, la dumneavoastră ultima frază, după toate aceste acțiuni și după toate discuțiile care se vor face după meciuri, considerați că va atrage atenție guvernul la fotbal sau vom merge mai departe? Sperăm foarte mult. Cred că altă cale nu este. Trebuie toți împreună să facem, dacă vrem să avem fotbal de performanță, toți să punem o mână de ajutor. Cine trebuie să facă pasul de a începe o colaborare, o comunicare cu stat? O lege de sponsorizare ar fi binevenită. O lege de sponsorizare? Ar fi super o lege. Credeți-mă, ar fi foarte mulți agenții cu noi. Eu cred că statul să vină la această idee, pentru că nu o face, nu numai pentru fotbal, să vorbim. Am înțeles. Trebuie să fim sinceri, pentru toate problemele sportive. Și pentru că suntem deja pe final, aș vrea să susțin emoțiile pe care le-a transmis domnul Doroș vis-a-vis de suporteri, că să fim permanent cu ochii pe selecționata națională și am să închei cu fraza pe care a spus-o Koșelev după meciul cu Franța-Moldova și a zis în felul următor: indiferent de ce scor, dorim să simțim susținerea dumneavoastră, pentru că acest lucru contează pentru noi. Noi vom face tot ce ne stă în putință ca să rămâneți mândri de noi. Noi suntem mândri de tine, Koșelev, dar vrem să fim mândri de toată echipa. Numai bine! Vă aștept marți la ora 19 să discutăm noi despre noi.